găsit! Urmăriți o nouă ediție a celor mai importante știri ale săptămânii la Antena 3 Vâlcea. Duminică, 27 iunie, au avut loc alegerile locale parțiale în județul Vâlcea, în comunele Scundu și Slățioara. Candidatul PSD, Mihăiță Blejan, s-a clasat pe primul loc în comuna Scundu, obținând 74,11% din voturi, fiind urmat de candidatul PNL Gheorghe Stămătie, care a obținut 22,53% din voturi. Tot un candidat social-democrat a câștigat alegerile și în localitatea Slățioara, unde cele mai multe voturi au fost obținute de Camelia Daniela Romcescu. Pe parcursul votării s-a ivit un conflict în care au fost implicate două femei. Un bărbat din Slățioara a sesizat prin 112 faptul că mama sa a fost agresată de o altă femeie în timp ce se afla în fața unei secții de votare din comună, considerând că aceasta a fost deranjată de faptul că mama sa a venit la vot. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, constatând că între cele două femei a intervenit un conflict spontan pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, acestea împingându-se reciproc. De asemenea, nici în comuna Scundu nu au lipsit problemele pe parcursul votării. La data de 27 iunie acestui an, în jurul orelor 16, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Drăgășani au fost sesizați cu privire la existența unui incident electoral pe raza comunei Scundu, la secția de vot 364. Polițiștii secției 4, Poliție Rurală Prunden și Poliției Municipiului Drăgășani s-au deplasat la fața locului, constatând că urna mobilă a secției a fost încredințată de către un membru al comisiei către un angajat al căminului de bătrâni al comunei, contrar somaților jandarmului. A fost anunțată imediat grupa de intervenție, iar urna mobilă a fost returnată fără ca vreo persoană să își fie exercitat dreptul de vot. În afară de aceste mici conflicte, pe durata desfășurării alegerilor locale parțiale din comunele Scundu și Slățioara, nu au fost semnalate alte probleme deosebite din punct de vedere al asigurării ordinii și liniștii publice. La data de 26 iunie, în orașul Călimănești din județul Vâlcea, a fost organizată o expoziție de mașini clasice denumită Fabricat în România. Așa cum indică și numele, la expoziție au participat numai mașini fabricate în țara noastră, cele mai multe modele fiind mai vechi de 30 de ani, dar și câteva modele mai noi din anii 90. Pasionații au venit la expoziție să fotografieze mașinile, iar participanții au sosit cu minunatele piese de colecție pe care le-au etalat privitorii. Am dorit să organizăm acest eveniment cu ocazia Zilei Drapelului Românesc. Am profitat de ocazia de a organiza evenimentul Fabricat în România, așa cum îi spune și numele, numai cu mașini fabricate în România. Avem marca Dacia, Allseat, Aro și IMS. Sunt mașini produse la noi în țară și cu care trebuie să le mândrim. Este prima oară când veniți aici în oraș? Este prima dată, pentru prima dată în Călimănești, este pentru prima dată când organizăm Fabricat în România, în județul Vâlcea, sau și chiar și în Oltenia. Și sperăm că va fi un succes. După cum se vede, pare că așa va fi. Cam câți căluți au aceste bestii? Sunt standard, un pic umblate, mentenanță făcută, set motor, arbore, tot ce se schimbă la motoarele vechi. Au un număr semnificativ de kilometri, asta are un număr de kilometri care nu știu, respectiv are undeva la 28.000 până în 29.000 de kilometri, cea roșie. Au fost costisitoare modificările aduse aici? Pentru cea argintie, da. În schimb, cea roșie, doar un pic de întreținere, câteva retușuri, cam atât. Au fost în jur de 50 de mașini participante, mărci precum Dacia, Aro sau Allseat, participanții venind din mai multe județe din țară în județul Vâlcea pentru această expoziție de mașini clasice. Localitatea Mihăiești se situează pe locul 2 în județ în ceea ce privește numărul de persoane vaccinate și acest lucru se datorează primarului Constantin Bârsăgeanu, care a creat în localitate un centru de vaccinare care deservește încă 3 localități, Ocnele Mari și localitatea Pietrari. Doamna doctor coordonator are 2 echipe care le avem de dimineață și după amiază, iar tot sub coordonarea dânsei avem 2 echipe mobile care merg în teren la societăți și fac acele la oamenii bolnavi, la societăți unde oamenii nu poate să plece de la program, unde îi supraveghează și face. Astăzi avem program după amiază. Sunt o echipă mobilă care două echipe mobile care pleacă în teren, una către Stoienești, una către platforma chimică.
pentru cei care lucrează schimbul 2 și o echipă care rămâne la centru de veche și de rezolva problemele care sunt interne. Vreau să vă spun că avem cea mai bună dotare din județul Vâlcea. Ca procent n-aș putea să vă spun pe fiecare localitate că nu știu. Să zicem că la mine, la Mihești, depășim undeva la 37% după câte știu de săptămâna trecută. Pe teritoriul localității Mihăiești funcționează și spitalul de neumnofizologie Constantin Anastasatu, care pe perioada pandemiei a fost spital suport COVID și care a fost utilat cu cea mai performantă aparatură medicală, dar unde lucrează și oameni devotați meseriei pe care o fac. Acest spital a fost dotat cu containere, cu aere condiționate, cu absolut tot ce trebuie pentru COVID, drum, rigole, clădiri igienizate, curățenie, ordine și disciplină. Este un lux ce n-a avut niciodată spitalul de pneumologie de la Mihăiești. Nu avem, la momentul respectiv, nu avem declarat de câteva zile niciun bolnav de COVID. Ce avem în izolare, cei care vin din afară la părinți în vizită sau în concedii, e vorba de copii, nepoți, părinți și așa mai departe, dar lucrurile merg foarte, foarte bine din punct de vedere medical. Un proiect important pentru care s-a primit finanțare și care este aproape gata este un nou dispensar pentru locuitorii din Mihăiești. Un dispensar medical care suntem în proporție de 90% gata cu lucrarea respectivă, să lucrează la micile finisaje în interior. Am nimerit o firmă foarte bună, care firma respectivă s-a ținut de cuvânt și a avut potențial financiar de a plăti de la dânsul ca să poată să, până și-a primit banii de la guvern, ca să poată să meargă lucrările până la final. Să lucrează chiar dacă este foarte cald afară, să lucrează și nu sunt probleme. Mai avem de pus linoleu pe jos, este un linoleu special și băile, la fel de făcut finisajele respective. În acest moment se lucrează la întocmirea documentației pentru achiziționarea aparaturii medicale cu care va fi dotat noul dispensar, astfel încât până la sfârșitul anului să fie funcțional. În urma comunicării oficiale a avertizării de caniculă pentru zilele următoare, primăria municipiului Râmnicu-Vâlcea a amenajat 3 puncte de prim ajutor care vor funcționa pe toată perioada codurilor galben, portocaliu sau roșu, de vreme excesiv de caldă din această vară. Punctele sunt amenajate în Piața Centrală, Piața Nord și Piața Ostroveni și sunt dotate cu aer condiționat, dozatoare de apă. Prin intermediul personalului medical și al echipamentelor specifice se vor putea oferi remedii rapide celor afectați de caniculă. Avem la dispoziție această încăpere unde este prevăzută cu aer condiționat, apă, avem tensiometru, termometru, deci pat unde așezăm pacientul, bineînțeles să liniștim, se ia o temperatură, o tensiune. Am luat la două persoane tensiunea, nu au fost probleme deosebite. În situația în care apar probleme deosebite, liniștim pacientul și, bineînțeles, sunăm la 112 și chemăm ambulanța. Râmnicenii apreciază această inițiativă luată de către Primăria Râmnicului, măsură binevenită în sprijinul cetățenilor. Este un lucru foarte bun, mulțumită lor, acum oamenii, când se simt rău din cauza căldurii, e foarte mare temperatura afară, oamenilor, în special celor bătrâni, li se mai face rău de la căldură și este un beneficiu pentru toată lumea, Acum te duci și acolo nu mai e o problemă, cum era, uneori mai chemau și ambulanța când se mai întâmpla ceva de genul, dar fiind foarte aglomerat, întârzia și poate să mai agrava. Așa, mulțumită acestor puncte de prim ajutor, pentru oamenii este mult mai ușor să treacă peste această căldură. E excepțional de bun, toate măsurile care se iau sunt foarte bune. E un gest frumos, că uite, vine un om rău, până vine salvarea moare. Așa avem aici. Uite, mie dacă îmi vine rău aici, mă duc acolo, îmi ia tensiunea, îmi dă ceva. E un lucru foarte bun. Adică trebuie să mai ajute oamenii între ei. Și în piața din nordul municipiului funcționează un astfel de punct, unde se oferă servicii de termometrizare, măsurarea tensiunii arteriale, prim ajutor în caz de lipotimii, colap sau șoc anafilactic. Au fost două tensiuni, două monitorizări de tensiune și două
persoane care au acuzat o stare de slăbiciune. Și locuitorii din zona de nord a Râmnicului apreciază această inițiativă. Unii dintre ei chiar au beneficiat de serviciile oferite în anii trecuți. Este un lucru foarte, foarte bun. Este un lucru foarte bun că s-a deschis, s-au fost deschise și în anii precedenți și situația asta de calamitate când e căldură mare, e bine că omul să-și facă o verificare a tensiunii sau mai, ce se face acolo, mai în primul rând tensiunea să ia. Medicii îi sfătuiesc pe râmniceni să respecte o serie de recomandări despre care majoritatea râmcenilor știu. Cum vă feriți de caniculă? Păi nu stăm în soare. Ne ferim, stăm mai mult la umbră și vă hidratați, beți apă? Apă multă, da, beau 2 kg de apă la zi. Nu prea merg în orele de vârf și mă protejez cu o pălăriuță, dacă este cazul, la umbră, pe o canapea la umbră, cam așa. Și nu prea plec când este căldură mare. Mai nedeschise, plecat mai de dimineață, ieșit mai după apusul soarelui, la căldură, o pălărie de soare, ceva care să te protejeze de razele solare și rest apă consumată așa în timpul caniculei și în rest acasă. Încerc să stau în lucruri mai retrase, la umbră și cam așa. La piscină. Punctele de prim ajutor situate lângă cele trei piețe ale Râmnicului vor funcționa pe toată durata codurilor galben, portocaliu sau roșu, de vreme excesiv de caldă în această vară, zilnic între orele 9-17. Inspectoratul de jandarmi Vâlcea anunță că au început înscrierile pentru examenul de admitere la Academia de Poliție 2021. Locurile aprobate în anul universitar 2021-2022 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, București, sunt comune pentru femei și bărbați. Tinerii interesați de o carieră în jandarmeria română se pot înscrie până pe 11 iulie 2021 pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza. În acest an, jandarmeriei române i-au fost alocate 60 de locuri. Documentele necesare constituirii dosarului de recrutare se depun la unitățile de recrutare până la data de 23 iulie 2021. Taxa de înscriere la concurs se achită în perioada 26-29 iulie 2021, iar evaluarea psihologică se va realiza până la data de 21 iulie. Pentru candidații din județul Vâlcea, probele de concurs se susțin la școala militară de subofițeri jandarmi Drăgășani. Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 16-22 august 2021, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 25-26 august 2021. Examinarea medicală se va realiza în perioada 31-8-19-9-2021. Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții legale și criterii specifice. Printre acestea, amintim, candidații trebuie să aibă cetățenie română și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să fie declarate apt din punct de vedere medical, fizic și psihic, să aibă vârsta de minimum 18 ani împlinit sau să-i împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere, să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, să nu aibă antecedente penale, să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale de orice natură aplicate, inserate sau implantate pe sau în corp. Neacoperite de vestimentație, ținuta de vară, să fie obținut la purtare în perioada studiilor liceale media de cel puțin 9 și să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ. Cei care optează pentru locurile facultății de jandarmi se pot înscrie la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea de pe strada Calea lui Traian, numărul 41, în perioada 28 iunie-11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9-15. Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoștința candidaților prin afișarea pe site-ul oficial al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza București, la data de 22 a 9-2021.
Sala de ședințe a Bibliotecii Municipale Drăgășani a găzduit marți 29 iunie ședința ordinară a Consiliului Local. Proiectul ordinii de zi a avut 4 proiecte și mai multe puncte care s-au încadrat la capitolul diverse. Un proiect important care, prin realizare, va crea locuri de muncă a fost cel care se referă la aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil în vederea dezvoltării Parcului Industrial Drăgășani. Pentru lămuriri a luat cuvântul directorul parcului. Până la momentul de față avem 3 contracte încheiate pentru 3 investitori în Parcul Industrial, numai că până la momentul de față nu și-au demarat încă în Parcul Industrial, depunând documentații pe proiecte pe fonduri europene. Iar automat, dacă fac deja o investiție, acea investiție nu mai e eligibilă după aceea la plată. Și vor avea o perioadă în care trebuie să facă și ei acolo, să-și aducă, știu și eu, un container, să-și treacă curentul, lucrurile astea mărunte, până când intră pur și simplu în plină pâine. Și în fine, acolo la comunitățile europene, banii se dau finanțarea 2021-2027 în următoarele programe, astea au prins. Acum ei au fost după credință și au venit, ne-au solicitat mai devreme, crezând că se deblochează situația mult mai devreme față de ce se întâmplă în țară. Mai avem și alte solicitări, drept pentru care am supus pentru dezmembrare să putem face față la momentul la care îi solicită să fie face la licitație. După ce s-a clarificat situația, proiectul a fost aprobat în urma votului consilierilor locali prezenți la ședință. La capitoluri diverse, spiritele s-au încins în momentul în care s-a pus în discuție cererea unor cetățeni pentru închirierea locurilor de parcare insuficiente. Construirea unei parcări etajate, pusă în discuție cu ani buni în urmă, nu s-a concretizat nici până acum soluție care a rezolvat problema strigentă a locurilor de parcare. Hotărârea Consiliului Local numărul 8 pe 2008 nu a putut fi pusă în aplicare din următoarele motive. Pentru punerea în aplicare conform deși facem răspuns începând din 2008. Pentru punerea în aplicare conform articolului 23 din HCL, ADP la data respectivă trebuia să facă propunere pentru tarife, gratuități și reduceri, dar conducerea ADP de atunci nu a găsit formula adecvată de a constitui aceste tarife și cuantumul lor. Asta, la data respectivă s-au depus cereri pentru locurile de parcare în mod aleatoriu și la diverse date, după cum a aflat fiecare cetățean. ADP de atunci nu a putut publicita de acestea și în consecință nu doar cetățenii au putut depune cereri. A treia, la data respectivă, anul 2008, în HCR, au fost inventariate în număr de 1976 de locuri de parcare, locuri insuficiente, nici măcar pentru cererile depuse, făcând imposibil atribuirea de locuri de parcare individuale. 4. S-au depus eforturi în care se privește identificarea de locuri în depozii amenajate parte și au fost și realizate numărul locurilor de parcare, ajungând în prezent la circa 2900, locuri în continuare insuficiente pentru a se putea oferi măcar un loc de parcare pentru fiecare gospodărie, fapt ce duce la imposibilitatea atribuirii de locuri de parcare cu plată. 5. DSP a depus eforturi în ceea ce înseamnă trasarea locurilor de parcare pentru o mai bună prioritizare a parcării mașinilor, întrucât fiecare parcare, după cum îi se părea mai comod. Răspunsurile nu sunt mulțumitoare, adică nu puteți să spuneți că nu avem locuri de parcare pentru că 8 ani de zile n-ați putut să stabiliți niște taxe. Asta e părerea dumneavoastră. Păi cum ați aprobat un proiect de hotărâre de consiliu? Deci vă las pe dumneavoastră în 2024 să veniți cu pentru parcări, da? Eu v-am făcut un proiect în acest sens și nu vreți să-l puneți pe masa consiliului. De ce? Veniți în 2024. Nu, v-am făcut un proiect. De ce nu aduceți proiectul spre dezbatere aici? Preocuparea primăriei, instituției primăriei legat de locurile de parcare a existat dintotdeauna. Am adus pe cineva de la Craiova, un investitor care a vrut să o construiască pe banii lui, dar apoi a pus niște condiții pe care n-am putut să le acceptăm noi ca primărie. Nu sunt de acord nici cu explicațiile de genul că există pânză freatică, că apă multă, că nu se poate construi. Vă, frate, dacă au construit aia barajul în Dunăre, podul peste Olda a rezistat războiului, în condițiile în care lucrau cu utilaje empirice. Nu pot să cred că nu-i duce mintea pe cei care vor să construiască
să dreneze apele, să facă niște canale care să le colecteze și să se poată face acest lucru. Exemplul avem. Aceea zonă este și pentru hotelul Batra. Și e hotel, bă, frate, și mare și ăla. Și eu știu cum s-a turnat ăla, n-a fost atunci. Se poate face. Deci explicația asta să nu se supere pentru mine cine a dat-o nu este corect. Deși vara și-a intrat în drepturi și temperaturile caniculare aduc disconfort, sursa de răcorire, strandul din Drăgășani, nu este pregătit să-și primească oaspeții. Strandul. Am votat, se face, se aranjează. Nu încercam să dăm drumul la strand partea asta, pentru că nu avem autorizație domnul primar de 3 ani de zile. Dacă un copil se accidentează, nu știu cine plătește. Vă răspund eu de tot. Eu am spus și, deci, în momentul în care se apucă de șantier, mai bine renunțăm la 2-3 lei care vor copiii să facă baie, sigilat, făcut și când nu este autorizat de ani de zile. Aia vă spun. Nu există, vă demonstrez, nu există autorizație de 3 ani de zile. Autorizație sanitară nu există. Vă arăt hârtiile și vi le dau. Nu. Este prima autorizație făcută și asta a fost când era madame Geta. Atât, păi da, stai puțin, că de atunci s-au făcut 7.000 de modificări. Eu am fost și m-am interesat acum 2 săptămâni de zile la care să nu vorbesc prostii și nu există autorizație sanitară. Pum. Fluidizarea traficului și amplasarea mai multor coșuri de gunoi în municipiu rămân probleme care își așteaptă rezolvarea, poate în ședința următoare a Consiliului Local Drăgășani. Pentru deblocarea situației, joi 1 iulie anul curent a avut loc o ședință la prefectură la care au participat toți factorii implicați. Instituția prefectului Vâlcea a avut rolul de mediator. La ședință au participat viceprimarul Virgil Pârvulescu, reprezentanți ai DSP, Garda de Mediu, ADI Salubrizare, Corpul de Control al Prefectului, dar și reprezentanți ai societăților implicate, inclusiv societatea unde se reciclează gunoiul, pentru a stabili dacă se poate depăși pe calea amiabilă această situație. Situația în care, pe calea amiabilă, aceștia nu doresc să rezolve această situație, de mâine, Corpul de Control al Instituției Prefectului, Garda de Mediu, echipe mixte din Garda de Mediu și DSP vor face controle în municipiul Râmnicu Vâlcea și persoanele vinovate, fie că este primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, fie că este prestatorul de servicii încalcă legea, vor fi sancționate conform dispozițiilor legale. În baza ordonanței de urgență numărul 21 din 2004, dar v-am spus, aceasta este ultima situație la care dorim să recurgem, vom lua în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență, cu aprobarea Ministerului, vom informa și Ministerul de ceea ce se întâmplă în municipiul Râmnicu Vâlcea, vom lua pe o perioadă de 30 de zile o măsura stării de alertă, unde atunci, în urma analizei făcute de către cei de la DSP, în urma analizei făcute cei de la Garda de Mediu, se vor lua măsurile legale ce se impun. Eu sper că această ultimă cale, pe care o poate exercita prefectura, instituția prefectului în momentul de față... Păi ce măsuri se pot lua în stare de alertă? Se pot găsi alt operatori care să ridice, se pot găsi multe soluții, dar v-am spus, numai în urma unor analize făcute de către instituțiile statului. Pe perioada stării de alertă, pe cea 30 de zile, să deblocăm această situație. Vă spun, nu ne dorim ca municipiul Râmnicu Vâlcea să devină sectorul 1 din București. Primarul Mircea Gutău așteaptă rezultatele ședinței de mediere care a avut loc la instituția prefectului Vâlcea și spune că se va conforma și că va acționa în consecință. Nu știu efectiv ce s-a hotărât. Aștept să ne spună care sunt rezultatele și în funcție de rezultatele, decizia pe care se va lua la prefectură, vom acționa în consecință. Dar până atunci, cei care sunt vitregiți de un aer curat și de un oraș curat sunt râmnicele. Rompres ne solicită de 2 ani de zile ca prețurile să fie reactualizate. Trebuie să nu uităm că în momentul de față a crescut prețul la energie foarte mult, prețul la gaz foarte mult, au crescut salariile de 2 ani încoace,
Deci creșterea lor, din punctul meu de vedere și al specialiștilor din primărie care au verificat, este justificată. Dar ce te faci când în Consiliul Local reprezentați Partidul Național Liberal, parcă, nu știu, parcă ar fi o directivă la nivel național, că vă uitați ce se întâmplă la sectorul 1, un blocaj total, au încercat, nu au fost de acord, cu toate că expunerea de motive a fost semnată de viceprimarul, care este însărcinat prin dispoziția primarului să răspundă de colectarea deșeurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea. Deși situația gunoaielor menajere din Râmnicu Vâlcea poate degenera și poate fi scăpată de sub control, primarul Mircea Gutău susține că nu este adeptul schimbării operatorului de salubritate. Creșterea este justificată. Eu sunt convins că dacă va fi nevoie, voi convoca o ședință extraordinară sau de îndată, încât câte un reprezentant de la fiecare partid să vină și să gândească ce măsuri trebuie luate în momentul de față pentru ca situația să fie remediată. În niciun caz, eu ca primar al municipiului, nu voi fi adeptul să aducem altă firmă cum vor ei. Nicio formă, sub nicio formă. Deci, în momentul de față, este o firmă care a câștigat licitația conform legii, iar sub semnătura mea să fac o ilegalitate, nu voi face. În lege spune foarte clar că licitația pentru salubrizare o face Consiliul Județean. Nu mai avem voie, de fapt, a de salubrizare, nu Consiliul Județean, deci a de salubrizare, deci noi nu mai avem dreptul să facem această licitație și atunci eu nu fac altceva decât să respect legea. Am prelungit contractul de colectare deșeurilor cu firma Ropres până când a de salubrizare va scoate la licitație și va desemna un operator legal ales. În această sâmbătă, Hotel Palace din stațiunea Băile Govora va fi gazda unor evenimente inedite, unde puteți să petreceți momente de neuitat alături de vedete de prima mână ale showbizului românesc. Menținem tradiția, o continuăm, pentru că sâmbătă avem un cooking show susținut de vedete și nu numai, și din turiștii care sunt cazați în hotel și care sunt în stațiune de altfel. Un cooking show real, fain, susținut de vedete. Va veni Monica Angel. Monica Angel vine să se și relaxeze, dar să și participe la acest eveniment. Vine Adina de la Heaven, Ana Maria Ionescu de la Fly Project. Vom găti împreună. Este un show adevărat, să gătim la castel, așa se intitulează. Sâmbăta va fi o zi plină pentru noi și vă promit că luna iulie vom continua cu asemenea invitații deschise pentru toată lumea. Cei care vor participa la concursul de gătit au șansa să gătească alături de celebrități la MasterChef. Ca la orice concurs, câștigătorul va fi răsplătit cu marele premiu care constă într-un weekend petrecut la Hotel Palace. Invitate de seamă la cină vor fi Monica Angel, Adina de la Avon și Ana Maria Florescu de la Fly Project. Așadar, sunteți așteptați sâmbătă cu începere de la ora 16 pe terasa hotelului Palace din Băile Govora, unde distracția și voia bună vor fi ingredientele principale ale unei zile de neuitat. De la 1 iulie s-a majorat prețul cu până la 13% la gazele naturale și cu până la 10% la curentul electric. Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienților casnici care nu au optat pentru o ofertă în regim concurențial, consumul de energie electrică realizat se va factura cu prețul din oferta de serviciu universal în vigoare. Le recomandăm clienților noștri să studieze cu atenție ofertele din piața concurențială și să opteze și pentru alte beneficii decât cel mai mic preț, pentru a se bucura de un produs care să le răspundă nevoilor lor. În prețul energiei electrice pentru clientul final se reflectă creșterea prețului energiei din piața Angro, care este în trend crescător la nivel european. Ce părere au despre aceste scumpiri, cum vor face față și la ce sunt dispuși să renunțe, sunt provocările acestei veri pentru râmnicenii. De astăzi, 1 iulie, s-a scumpit gazul și electricitatea. Odată cu acestea se vor scumpi în lanț toate celelalte, alimente, haine. Ce părere aveți, cum veți face față și la ce anume veți renunța? Nu renunț la nimic, faptul că se scumpește ne îngrozește pe noi sau ne îngrenează existența. E un lucru foarte, foarte prost. Guvernare foarte slabă. Nu pot să știu exact cu cât s-a scumpit și care vor fi prețurile în continuare. Care vor fi prețurile. Cum veți face față? Nu știu. Nu m-am gândit. O să fiu mai econom. Mai puțin așa. Nu mai ies colo, mai stau acasă. O părere negativă.
pentru că după ce este cu pandemia asta ce a fost, acum se scumpesc unele produse și oamenii nu mai au posibilitatea să cumpere aceste produse dacă s-au scumpit. O părere foarte proastă cum ar veni. Păi de ce? Nu înțeleg de ce s-au scumpit. Aia e. Că suntem în criză. Am văzut la televizor că... Da, dar ia și mie o masă, două. Și că s-au scumpit pentru că suntem în criză de după pandemie și așa. Mi se pare oarecum... un fel de... Na, să se scuze. Nu prea bună, dar era de așteptat. Deoarece scumpirile o pară cam o dată pe anul, se scumpesc toate. Nu știu ce să spun, o să fie nu prea bine. Mai ales pentru partea cea populației care nu-și permite, nu-și permite foarte multe lucruri. Cum veți face față? La ce ești dispusă să renunți? Cred că o să renunț la nimic, doar că se crescă costurile. Dar trebuie să muncim mai mult, să distribuim mai mult. Asta-i. Pentru a face față acestor scumpiri, unii dintre râmnicenii sunt nevoiți să renunțe la a mai petrece timpul liber la terasele abia deschise, la haine sau chiar la mâncare. Soluția salvatoare o văd tot la cei care au făcut aceste majorări. Ce sfat le-ai da celor de la guvernare care au dat această lege de a scumpi? Să se mai gândească și la români sau mai degrabă să, dacă tot le-au scumpit, să mărească și salariile, ca să nu fie... Că așa s-a dezechilibrat balanța asta de la... de... Adică s-au scumpit toate, o să ajungem și mai sărași decât suntem. Nu toți avem un venit, nu toți avem posibilitatea de a cumpăra orice și mulți au copii, mulți n-au un venit foarte bun. Ei trebuie să gândească și la ceva, nu mă la... Să plătească ei diferența. Nu? Să dea ei din buzunarul lor. Odată ce au ei niște salarii mari, ar trebui ei să plătească și să aibă și ei un salariu al nostru, minim pe economie sau așa, și să vadă dacă s-ar putea descurca. Având în vedere faptul că aproximativ 50% din deșeurile generate într-o gospodărie reprezintă materiale reciclabile, iar 30-40% materiale compostabile, am plătit pentru cel mult 20% din întreaga cantitate pe care o producem. Efortul nu este mare și poate deveni rapid o obișnuință pentru oricare om gospodar. Nici în privința mirosului nu există motive de îngrijorare, pentru că un compost sănătos în care au fost amestecate doar resturi vegetale, alimentare sau de grădină, miroase asemănător cu stratul superficial de sol dintr-o pădure, a declarat Bogdan Constantinescu, managerul general al companiei de salubritate Braicata, care a realizat un ghid complet pentru obținerea compostului în gospodării, ce include detalierea fiecărei etape de preparare și care poate fi consultat pe blogul verde al braicata.ro. Compostul este un fertilizator foarte bun pentru sol, cât și pentru plante, deoarece îmbogățește solul în substanțe nutritive și aduce un plus acestuia. Pentru obținerea unui îngrășământ de calitate, specialiștii în colectarea separată a deșeurilor au întocmit o listă de soluții ușoare pentru problemele obișnuite. Iată ce este de făcut în diferite situații. Temperatura nu crește. Înseamnă că este prea puțin material, deci trebuie adăugate resturi vegetale precum iarbă, fructe sau legume și apoi se acoperă recipientul. Temperatura este prea mare. Înseamnă că este prea mult material, așa că trebuie micșorată cantitatea în amestec și aerată compoziția prin întoarcere. Materialul este rece și umed. Este semn că există prea multă apă în compoziție, așa că trebuie întors amestecul și adăugat în el rumeguș și ramuri mici sau frunze uscate. Materialul este rece și uscat, înseamnă că este lipsă de apă și trebuie stropit până se umezește. Mirosuri urâte semnalează fie lipsa aerului, caz în care trebuie întors și amestecat compostul, fie exces de apă, situație care impune amestecarea în compoziție a unor vegetale uscate, precum crengi mici ori paie. Miros de amoniac. Înseamnă că în compoziție sunt prea multe materiale bogate în azot, precum fructele și legumele, așa că soluția este amestecarea cu materiale uscate, bogate în carbon, precum rumegușul, bețișoarele sau frunzele uscate.
Dacă până acum vă întrebați ce puteți să faceți cu resturile vegetale și alimentare rezultate din fiecare gospodărie, Braicata vă vine în ajutor în îndrumarea producerii compostului. Etapele realizării compostului le puteți găsi pe www.braicata.ro. Când va fi aplicată legea potrivit căreia vom plăti pentru cât aruncăm, colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a celor compostabile și a celor reziduale, ne va ajuta să facem o economie importantă la bugetul familiei. Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Pompieri, este o instituție de învățământ superior cu durata de școlarizare de 4 ani, cursuri de zi, care formează ofițeri de pompieri în specialitatea instalații pentru construcții. Numărul de locuri alocat IGSU este de 36, dintre care un loc alocat este pentru candidații de etnie romă, iar alte două locuri sunt rezervate candidaților proveniți din sistemul de protecție socială. Candidații etnici sau minoritari, ori din sistemul de protecție socială, care se înscriu pentru locurile alocate distinct acestora, declară pe propria răspundere apartenența la etnia ori minoritatea respectivă și depun o adeverință emisă de o organizație etnică sau minoritară constituită potrivit legii. Înscrierea se face prin depunerea cererilor tip, care a început din data de 28 iunie anul curent, ultima zi de depunere fiind 11 iulie. Dosarele complete se depun până la data de 23 iulie anul curent. Informații privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele și probele de concurs, tematica și bibliografia vor putea fi accesate de pe site-ul academiadepoliție.ro. De asemenea, Facultatea de Poliție, aflată tot în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, cu durata de școlarizare de 4 ani, formează ofițeri în specialitatea drept, numărul alocat IGSU fiind de 2 locuri. Avantajele sociale ale absolvenților sunt loc de muncă asigurat pe durata a cel puțin 10 ani, salarizare corespunzătoare normelor MAI cu sporuri specifice activității operative. Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Magheru al județului Vâlcea, Serviciul Resurse Umane, sau la numerele de telefon 0250 748 201 și 0250 748 202, la interior 27010 27123 27124. Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal a lansat proiectul Părinții aici, copiii pe meleaguri străine, prin care sprijină persoanele care au rude plecate în diaspora să comunice cu acestea cu ajutorul unei conexiuni online. Proiectul inițiat de Ana Loredana Predescu, deputat PPUSL, vine ca răspuns la accentuarea izolării fizice și sociale în contextul pandemiei de COVID-19 și se adresează cu precădere persoanelor vârstnice care au acces limitat la internet. Al cărui inițiator sunt. Este un proiect care a fost dezvoltat într-o nevoie a persoanelor în vârstă și pentru că doctrina Partidului Umanist are în centru omul și nevoile sale, ne gândim, nu avem cum să nu ne gândim la persoanele în vârstă ai căror copii sunt plecați în străinătate și cu care iau legătura din ce în ce mai greu, mai ales având în vedere situația pandemiei, momentul în care copiii acestora nici nu au mai reușit să ajungă în țară, nici măcar în concediile planificate. Și atunci bătrânii noștri, părinților, s-au văzut în imposibilitatea de a mai lua legătura cu ei, de a-i mai vedea, ori din cauza lipsei aparaturii necesare, un telefon, o tabletă, și totodată din lipsa abilităților pe care le putem bănui acestea. Păcate, nu le pot stăpâni, nefiind în ton cu tehnologia, fiind în continuare o necunoscută pentru mulți. Chiar și bunica mea pot să spun că mi-a demonstrat că, într-adevăr, este dificil la 80 de ani să utilizezi un telefon
mobil pentru a lua legătura. Chiar în prima zi a lunii iulie, la sediul PPUSL din Râmnicu-Vâlcea, a sosit și primul beneficiar al acestui proiect de suflet al deputatului Ana Loredana Predescu. Cum îi cheamă pe băieții dumneavoastră ca să puteți să-i căutați pe Facebook sau... Aveți dumneavoastră Facebook-ul, știți, să puteți, știți parola și cu adresa care să intrați? Nu știu alea lor care sunt, dar eu intru pe... Păi după parola noastră personal, ca să putem să-i sunăm. Tati, dă-și-mi acceptul la un nume la stănică pe Facebook-ul tău, pe chat-ul tău. Dă-și-mi accept la stănică. Sunt eu, mă, sunt la Vâlcea, la... Fac un, ăla, e vorba despre un reportaj, te explic mai târziu, dă-mi acceptul la tine. Mă audiți? Da, da, vă, te auzim. Te auzim. Pot vorbi? Da, cum unde? Spuneți dumneavoastră. Te sunăm prin intermediul programului lansat de către doamna deputată Ana Loredana Predescu, care a lansat un program Părinții Acasă, Copii Plecați Peste Hotare. Este un program care pune în legătură părinții cu copiii, nepoții care sunt plecați afară. Iar prin intermediul acestui program am luat legătura cu tatăl tău și să te putem pune în legătură video, să vă puteți vedea, pentru că am înțeles că ești plecat afară în Anglia. Da, dar acum vin din alt oraș, am avut niște treabă și trebuie să ajung urgent la lucru. Este o inițiativă bună. Adiță lucrează? Nu, sună-l pe el, repede. Există un program prin care se iniția... Ăla. Părinții acasă? Părinții acasă, copiii în străinătate. Și ne ajută să luăm legătura. Și îmbunătățește legătura între noi și cei plecați. Ok. Ce părere ai? E bună inițiativa? Inițiativa asta îmbunătățește ăla, deci vederea video între noi și cei plecați. Da, relațiile, da, am înțeles scopul. Bine, atunci o zi bună vă doresc. Mulțumim la fel. Și mulțumesc de telefon. Tot timpul o să fim alături să vă ajutăm. Umaniștii consideră că astăzi, mai mult ca niciodată, este o nevoie stringentă de incluziune socială și digitală, mai ales în rândul seniorilor și persoanelor singure. Un simplu apel video în care își pot vedea rudele, prietenii, copiii și nepoții în timp real și fără costuri suplimentare poate face diferența între bucurie și disperare. Sprijinul care ni-l acordați e pentru a putea chema și alte persoane care să beneficieze de acest ajutor din partea partidului. Este vorba despre proiectul Părinții Acasă, Copii Plecați în Străinătate, copii care au fost nevoiți să plece de acasă pentru un trai mai bun, iar părinții au rămas acasă cu gândul la ei. Fiind foarte multe restricții, multe persoane nu au reușit să vină acasă datorită vaccinului. Sperăm ca prin acest proiect care l-a inițiat doamna deputată Ana Loredana Predescu să aducem cât mai mulți oameni să ia legătura cu familiile lor care sunt plecate afară. La Râmnicu-Vâlcea, la sediul PPUSL, s-a realizat prima legătură audio-video între doi tineri din Horezu plecați în Anglia și tatăl lor. Momentul a fost emoționant. Ați fost primul beneficiar al acestui serviciu oferit de Partidul Puterii Umaniste. Cum vi s-a părut? Ce părere aveți? O inițiativă bună din punctul de vedere al dumneavoastră. Sper să se îmbunătățească legăturile între noi și cei care sunt plecați afară. Eu, de exemplu, am ambii copii plecați în străinătate. Unde anume sunt? Sunt în Anglia. Ce vârste au? Sunt tineri, 20 și 25 de ani, amândoi sunt băieți. Când i-ați văzut ultima dată? Păi ultima dată i-am văzut în realitate când au plecat de acasă. Adică, exact când? Anul trecut cel mic și acum în martie cel mare.
Deci o bucurie foarte mare că ați reușit să îl vedeți. Să ne vedem și față în față prin intermediul acestui proiect. Pentru a fi beneficiarii acestui proiect, la Râmnicu Vâlcea, persoanele interesate să intre în legătură cu cei dragi aflați la mari distanțe sunt așteptate la sediul PPUSL, situat pe calea lui Traian numărul 147, la parterul blocului D2, de luni până vineri, între orele 16 și 19, după ce în prealabil au stabilit data întâlnirii cu Răzvan Stănică, secretar general PPUSL, la numărul de telefon 0740-487-641. Conducerea Teatrului Anton Pan a organizat vineri, 2 iulie, o conferință de presă în care au fost prezentate cele două premiere care se vor juca la sfârșitul acestei săptămâni. Mi se pare un final de stagiune destul de intens pentru teatrul nostru și asta arată cât de mult ne-am dorit și noi să ne întoarcem și publicul cât de tare a dorit să se întoarcă către noi, pentru că am avut această pauză datorată pandemiei. Și am zis într-o lună să scoatem 3 premiere ca să recuperăm. Paso Doble, piesă scrisă de Cristi Nedelcu în regia lui Constantin Florescu, se va juca în premieră națională sâmbătă 3 iulie și are în distribuție actrițe remarcabile ale scenei românești, Magda Catone și Gabriela Porumbacu. E un text de care m-am apropiat acum vreo 2 ani, al lui Cristi Nedelcu de la Craiova, se zic tânăr, dar nu e foarte tânăr, scriitor, dramaturg, care a propus prin acest spectacol lansarea unei problematici foarte, foarte actuale, aceea invaziei tehnologiei în viața oamenilor. E o încercare foarte curajoasă de a implica antreprenoriatul local în crearea unui eveniment cultural. Dacă până acum bullying-ul era ascuns sub preș, el acum a ieșit de sub preș și ne afectează enorm viețile, ne deformează viețile, ne tulbură conștiințele și a devenit un dușman mai puțin, e foarte pervers, dar mai puțin vizibil. Prin acest spectacol putem dinamiza conștientizarea, luarea în seamă a fenomenului și încercarea de a-l plasa spre rezolvare. Un plus de valoare îi va da acestui spectacol prezența Magdei Catone, actriță binecunoscută vâlcenilor, din prestația în spectacolele jucate și la Râmnicu Vâlcea. Rolul pe care îl va interpreta în piesa Paso Doble va fi dublat de o altă actriță de succes, Gabriela Porumbacu. Este o mare onoare. Este o mare onoare și că mă aflu aici. Și mulțumesc teatrului Anton Pan din Vâlcea pentru găzduire, mulțumesc pentru șansă, mulțumesc domn profesor și acum domn regizor, mulțumesc colegilor mele. Și acum sper să mă ridic la nivelul așteptărilor, sper să... Proiectul oricum va ieși de nota 10, dar sper să mă ridic și eu la nivelul lui. E prima oară când lucrez cu Tache Florescu în calitate de regizor și vă invităm la... Nu l-aș putea numi spectacol, la această stare de spirit. Este o stare de spirit pe care o veți simți cu toții. Eu sunt din Râmnicu Vâlcea și este prima colaborare pe care o am aici. Este o mare onoare și este extraordinar de important pentru mine, pentru că nu am mai jucat din liceu acasă. Am pornit împreună în aventura asta și eu cel puțin am învățat atât de multe pentru că am făcut câte puțin din fiecare. Am făcut puțină producție, am făcut puțină actorie, am făcut puțină scenografie, m-am mai plimbat adun să vorbesc cu partenerii noștri, cărora le mulțumim enorm, ne-ați ajutat. Și am avut de învățat enorm, enorm, enorm de multe și sper să păstrăm acest obicei de a comunica cu antreprenoriatul vâlcean și nu numai,
pentru a pune în picioare spectacol, pentru că după perioada asta cultura a avut mult de suferit pe partea aceasta financiară și cred că este foarte important faptul că oamenii au înțeles ce înseamnă un spectacol de teatru și au venit cu toată susținerea și cu toată deschiderea în ajutorul nostru. Un parc, o bancă, de Alexandru Ghelman, în regia lui Florin Beciu, este cea de-a doua premieră programată pentru duminică, 4 iulie, care spune povestea unor oameni ce se întâlnesc întâmplător într-un parc pe o bancă. Spectacolul ăsta cred că e un exemplu în acest sens, în sensul care e vorba despre o întâlnire și a regizorului cu actorul, dar cel mai mult a actor cu actor. Și asta cred că o să vedeți duminică. Regizorul Florin Beciu a ales pentru acest spectacol trei actori, Alexandru Beteringhe și Vasile Marinoiu, cunoscuți publicului vâlcean, și pe Marina Măgală, care până acum a jucat doar în spectacole de păpuși. Câte elemente sunt necesare pentru a conștientiza solitudinea și incertitudinea în care coexistăm? Se aleg un el și o ea, apoi se adaugă o bancă ce servește drept pliant pentru două povești de viață furișate cu iscusință, în spatele altor povești mai mult sau mai puțin inventate. Banca ilustrează cu umor întâlnirea a două singurătăți, care pare că se așteptau de o viață într-un parc spre a se valida. Replicile colorate și reacțiile impulsive se succed într-un șir de întâmplări aflate în continuă schimbare. Ori conceptul acestui spectacol este să credem în iubire. Vera e în stare să se sacrifice pe ea, doar ca să-l facă fericit pe bărbatul din viața ei. Și e în stare să accepte orice cuvânt, orice minciună, doar ca să fie fericită. Și aș avea un îndemn pentru toți bărbații care ne privesc. Dragi bărbați, aș vrea să fiți mai atenți, mai grijulii și mai afectuoși cu femeile din viața voastră. Și un mesaj pentru femei, să nu vă lăsați jignite și umilite și să vă iubiți. La finalul conferinței de presă, în care au fost anunțate cele două premiere de sâmbătă și duminică, de la ora 19, actorul și regizorul Tache Florescu ne-a împărtășit câteva gânduri. În 99 era vorba să se facă o reformă a teatrelor. Eu am luat-o ad literam și am zis că fac reforma de unul singur. M-am gândit că dacă am ceva de spus în teatru și film, rezist ca liber profesionist. M-am gândit că nu e tocmai corect să stai atârnat într-un singur teatru și să faci, să te îngropi cumva într-o singură instituție. Și atunci am gândit totul în felul următor. Eu sunt o instituție artistică și voi colabora cu alte instituții artistice. E o chestie de curaj, pur și simplu. Unde se simte Tache Florescu mai bine? În postura de actor sau în postura de regizor? Păi în ambele, dar în mod diferit. Adică dacă actor, ca actor, să zicem, cureți cartofi, ca regizor faci toată musacaua. Absolvent al Academiei de Teatru și Film Ion Luca Caragiale, clasa Olga Tudorache, vâlceanul Tache Florescu devine primul actor român independent. A făcut peste 60 de roluri principale și secundare în filme românești și străine. A jucat alături de Andy Garcia, Sir Roger Moore, Willem Dafoe sau Jean Moreau. Baza sportivă din renumita stațiune Călimănești a găzduit timp de două zile cel mai impresionant turneu de fotbal juvenil de după pandemie, alături de cluburile locale organizatoare Cozia și Inter, cu Gheorghe Andreescu, respectiv Cornel Badea la timonă, au evoluat multe alte echipe vâlcene, dar și din alte județe, numărul total al foarte tinerilor fotbaliști, care s-au întrecut la trei categorii de vârstă, depășind 400. Cei de până la 13 ani și-au disputat jocurile pe două terenuri amenajate de alatul arenei de pe malul Oltului. Între aceștia i-am găsit la lucru și pe viitorii componenți ai echipei Fanion a localității, Cozia Călimănești. Până acum mi-a plăcut foarte mult turneul. Așa. Echipe sunt foarte bune. Și echipa ta ce a făcut până acum? Am jucat foarte bine. Sunt mulțumit de rezultatele care le-am obținut până acum. A fost foarte bine. Da. Îmi doresc să câștigăm toate meciurile. Și totul. Și îmi doresc să fim mai buni decât oricine. A fost foarte frumos, dar e păcat că este foarte cald și obosești repede. Mai avem doar un meci de jucat, sper că avem șanse să ne calificăm. Mi-a plăcut meciul
Eu cu încă 3 copii suntem la început și nu prea putem să jucăm, dar nouă tot ne place și vrem să avansăm. A fost greu, practic. Am fost decât o lună. Da. Și nu știu, tot așa sperăm să câștige CSE Călimănești Căciulata și să luăm locul întâi. N-am reușit să dau niciun gol. Păi de ce oare? Pentru că sunt mai buni ăia. Eu zic că după pandemie este o competiție foarte reușită la nivel de copii și juniori. Toți copiii au avut o activitate intensă și încărcată după perioada asta de pandemie. Competiția eu cred că s-a desfășurat și se va desfășura în continuare în condiții extraordinare datorită sponsorilor, primăriei Călimănești, în special domnului primar Florinel Constantinescu, domnului Costi Rădulescu care ne-a pus terenul sintetic la dispoziție și tuturor factorilor care ne-au ajutat la această competiție. Una, după părerea mea, cam de mult nu s-a mai întâmplat în județul nostru să aducem peste în jur de 400 de copii. Prichindeii în vârstă de 8 și 9 ani s-au întrecut așadar pe terenul sintetic, aici unde componenții trupei Inter-Călimănești au fost extrem de fericiți după victoria obținută în fața echipei similare din Craiova. Toate meciurile mi-au plăcut, adică, cum să vă explic, au fost fantastice pentru mine. Chiar am lucrat mult ca să ajungem aici și să câștigăm aceste meciuri și chiar sunt fericit pentru că am reușit să o batem pe Craiova. Mi s-a părut foarte frumos meciul. De ce? Mi s-a părut tare meciul. M-am întristat pentru că n-am dat gol. Sunt fericit că în acest meci am dat și un gol frumos, cred. Și mi-a plăcut pentru că toată echipa ne-a ajutat. A ajutat să fim în finală. Toate au fost foarte fantastice. Da, contează foarte mult să te distrezi. Foarte excelent, am încercat să dau și un gol, nu am avut șanse, dar până acum mai încerc zilele astea să fie mai bine. Foarte frumos, mi-a plăcut, dar mi-a plăcut că am bătut Craiova, pentru că niciodată n-am bătut un județ așa frumos. Mie mi-a plăcut, am jucat chiar bine, am bătut Craiova, chiar ne-am bucurat. Pentru golul care l-am dat, chiar sunt mulțumit. Suntem foarte fericiți că am câștigat amândouă meciurile. A fost un meci greu cu Craiova. Toți suntem fascinați pentru că am câștigat cu Craiova, pentru că este aproape cea mai bună echipă din această ligă. Că a fost foarte frumos și sper să o ducem tot așa să câștigăm. Suntem fericiți că am câștigat meciul versus Craiova. Ești mulțumit de tine cum ai jucat? Da. Ai dat vreun gol? Ai dat vreo nu, pasă? Am stat pe apărare. Meciurile acestea au fost foarte bune pentru că pe toate ăsta a fost al patrulea consecutiv câștigat și mi-aș dori să le câștigăm pe toate pentru ca să luăm cupa de la turneu. Au fost faine până acum. Așa. Niciunul a fost ca asta de lung. Așa. Și a fost tare. Îți place cum ai jucat? Ești mulțumit de tine? Da. De ce? Păi am încercat să dau un gol, dar mi-au furat mingea și... Avem un copilaș care se numește David, este foarte bun, este atacantul nostru la acești copii minunați de 2012-2013 și suntem foarte mulțumiți de el în momentul de față. Acest turneu e organizat de Inter Călimănești în colaborare cu Primăria Orașului Călimănești și Cozia Călimănești. Vrem să mulțumim tuturor participanților, copiilor, părinților, antrenorilor, pentru că ne-au făcut plăcerea de a veni la Călimănești în frumosul nostru oraș. Cele mai importante știri ale săptămânii se opresc aici, la Antena 3 Vâlcea, urmează Gospodar Vâlcean și Vâlcea Turistică. Noi ne vom revedea luni dimineața la ora 7. Un weekend minunat tuturor! La revedere!